Stimați reprezentanții mass media locală și centrală, vă rog să-mi permiteți să intru în procedurile legale de desfășurare a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vrancea de astăzi, 12 mai 2016. Mă uit pe prezență, domnul Carnariu Vasile, domnul consilier este absent, domnul Lambrino Eduard este absent, domnul Bordeanu Jenica este absent, domnul Negru Codnelu este absent. 6 sunt prezenți, toți președintele Consiliului Județean, înainte de a intra în ordinea de zi și de a prezenta proiectul ordinii de zi. Consiliul Județean a fost convocat în ședință extraordinară prin dispoziția numărul 107 din 9 mai 2016. Așa o să facem și cu domnul Diaconul la ultimul mandat. Dar chemați-l acum, acum. Păi nu e ultimul mandat. Păi nu, e ultimul mandat candidat. E pe listă. Mai candidat. Da, vă rog liniște. Consiliul Județean, așa cum vă spuneam, a fost convocat în baza poziției numărul 107 din 9 mai 2016. Și în baza regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vrancea, dorim să arătăm respectul, recunoștința și aprecierea vrâncenilor față de cei care au făcut cinste județului Vrancea, prin activitatea desfășurată în fruntea unităților administrative teritoriale, în funcția de primar. De aceea consider oportun să conferim titlul de cetățean de onoare al județului Vrancea domnului Bacinschi de Ciuba, Gabriel. În semn de înaltă apreciere pentru meritele deosebite în întreaga activitate, desfășurată în funcția de primar al municipiului Focșani, și titlul de cetățean de onoare al județului Vrancea post morte în domnilor Petre Ion, Robu Dumitru, Ciubotaru, Fănică, Ceagu de Vasile. În semn de recunoaștere și apreciere activității celor care au deținut funcția de primar până în ultima clipă a vieții. Având în vedere că pe ordinea de zi avem proiectul de hotărâre și fac referire la foștii colegi de-ai noștri, care au trecut în neființă, vă rog să-mi permiteți să le aducem un pios omagiu prin postarea unui moment de reculegere, inclusiv pentru domnul vicepreședinte Mircea Neagu. Vă mulțumesc! Doamne și domnul consilier, pe ordinea de zi a ședinței de astăzi avem înscris următoarele proiecte de hotărâre. La punctul numărul 1, proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al județului Vrancea domnului Bacinschi de Ciuba Gabriel. La punctul al 4, la punctul al 4 avem proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de maiturnici. La punctul al 6 avem proiectul de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului monument istoric aflat în proprietatea domnului Iancu Mihai și a domnului Iancu Mihai. Doamnă și domnul consilier, acestea sunt propunerile pentru ordinea de zi a ședinței extraordinare. Cu ședințe extraordinare de astăzi, ce a stat la baza deciziei, de ce n-am putut face același lucru într-o ședință ordinară? Acum sau în mandatul viitor? Vă mulțumesc. Aștept un răspuns. Am așa considerat de curință. Conform legii. Mulțumesc. Dacă mai sunt observații, înțeleg că nu sunt. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre al ordinii de zi. Ce este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnul și domnul consilier, cu majoritate de voturi, ordinea de zi a fost adoptată. Doamna și domnul colegi, la accepțiunea mea ca șeful administrației publice județene, ținând cont de faptul că în ultimii 16 ani am lucrat împreună și am făcut foarte, foarte multe lucruri bune pentru cetățenii municipiului Focșani și județului Vrancea. Domnul Decebal Gabriel Bacinschi merită titlul de cetățean de onoare al județului Vrancea pentru faptul că în mandatul domniei sale întreaga
infrastructură grea a municipiului Focșani a fost pusă la punct. Și nu vreau să intru în valori, nu vreau să intru în rețele, nu vreau să intru în tot ceea ce domnia sa și echipa domniei sale la nivelul municipiului Focșani au realizat. Vreau să spun doar atât. Că în Focșani mai sunt puține lucruri de făcut sub aspectul infrastructurii. Mai sunt asfaltat niște străzi, pentru că, evident, n-au putut fi asfaltate toate. Mai sunt de făcut niște locuri de joacă, mai sunt de făcut niște terenuri de sport, mai sunt de reabilitat niște parcuri. În rest, sub Focșani s-au investit și s-au introdus peste 200 de milioane de euro. Nu vorbesc de cartierele de locuințe, nu vorbesc de străzile reabilitate, asfaltate, trotuarele modernizate complet. Sigur, niciodată nu vom putea să mulțumim pe toată lumea. Dar Decebal Bacinski, Decebal Gabriel Bacinski, a fost și este cel mai bun primar pe care l-a avut Focșani. Ne aducem aminte că înainte de anul 2000 au mai condus și alții vreo 10 ani municipiul Focșani și nu vreau să intru în amănunte, dar n-am făcut aproape nimic. Fapt pentru care, în calitate de șef al administrației publice județene, vă propun astăzi Consiliului Județean să conferim titlul de cetățean de onoare al județului Vrancea domnului Gabriel Decebal Bacinski, primarul municipiului Focșani. Dacă aveți comentarii pe marginea acestui proiect. Înțeleg că nu aveți. Sub domnul consilier Bostandu. Stimați colegi, consider ca și colega mea că acest proiect de hotărâre, ca și celălalt de care urmează privind conferirea titlului de urmare, sunt foarte mult intempestiv la sfârșitul mandatului nostru, când ar fi putut foarte bine lăsate pentru Consiliul Județean ce se va forma în legislatura următoare. Aceasta nu ar fi diminuat cu nimic meritele acele care vor fi ale celor care urmează să primească titlul de cetățean de onoare, motiv pentru care consider total nepotrivit ca la sfârșit de mandat să votăm astfel de lucruri. Mulțumesc, domnule consilier Bostan. Să fac o precizare. Doamnelor și domnilor, este atributul nostru legal și constituțional să facem acest lucru și să nu lăsăm neterminate lucruri pentru mandatul viitor. În calitate de șef al administrației publice județene, îmi asum întreaga responsabilitate în a propune în Consiliul Județean pentru niște oameni care merită pentru toată viața lor, pentru toată munca pe care au depus-o în slujba comunității și în slujba cetățenilor, aceste titluri care sunt, reprezintă prea puțin, prea puțin și nu reprezintă întreaga noastră recunoștință pentru tot ceea ce au făcut și pentru modul în care au lucrat în slujba cetățenilor, localităților pe care le-am gestionat și, evident, a municipiului reședință de județ. Dacă mai sunt alte comentarii. Înțeleg că nu sunt. Supus spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă. Ca formă. Domnul Jalavete. Aveți puțină răbdare. Conferirea titlului de cetățean de onoare se face prin buletin de vot. Rog Comisia de Validare să-și intre în funcțiune, să distribuie buletinele de vot. Ca să primarul orașului Panciu. Dacă există observație pe marginea acestui. Înțeleg că nu. Supun pe aprobare pe noi Consiliul Județean proiectul de hotărâre de amintire. Cine este pe mine? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Deci treceți cu majoritate. Proiectul de hotărâre a fost adoptat, cu excepția faptului că domnul consilier Liviu Costan s-a abținut. Cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost
adoptat, rog secretariatul să consemneze că domnul prim vicepreședinte de la PNL, domnul Bostan, se abține. Punctul 4. Conferirea titlului de cetățean de onoare al județului Grancea a fost moarte în domnului Ciubotaru Fănica, primarul comunei Vizante Alives. Fănica? Fănica, am spus clar. Mă corectați cum îți spuneți la ce citesc corect. Nu vă mai puteți abține. Nu mă aveți răbdare, oricum pierdeți alegeri. Domnul și domnul consilier, dacă aveți observații cu marginea acestui proiect. Înțeleg că nu. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre a medicinei. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Evident, cu abținere din partea domnului prim vicepreședinte de la PNL, domnul consilier Liviu Bostan. La punctul al 5-lea, avem proiectul de hotărâre prin conferirea titlului de cetățean de onoare al județului Grancea a fost moarte în domnul Agurită Vasile, a fost primarul comunei Turnici. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu. Spun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Cu majoritate de voturi, evident, cu abținerea PNL-ului. Datată secolul 20, situat în municipiul Focșan, strada 2 Zafirescu, numărul 6, aflată de băiatul domnului Iancu Mihai, a domnului Iancu Mihai. Dacă aveți observații cu marginea acestui proiect, înțeleg că nu aveți. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Rog secretariatul, buletinele... Fixează coloana da cu X dacă sunteți pentru, sau se fixează coloana nu cu X dacă sunteți împotrivă. Votul în ambele căsuțe este vot nul. De asemenea, buletinul de vot pe care nu se indică nicio opțiune a unui coleg consilier se va considera nu. Aici. Să consemneze că prezent la ședință este domnul consilier Laurențiu Marin. Dar lipsește doamna secretar. Dacă vă dacă ședința extraordinară este în regulă. E foarte în regulă. Faceți o plângere. Chiar așa. Sunteți talentați la.
scaunul. Comisia de validare a Consiliului Județean Vrancea, constituită în baza dispozițiilor articolului 89, indice 2 din Legea Administrației Publice Locale, a procedat la stabilirea rezultatului votului secret exprimat de consilierii județeni pentru conferirea titlului de cetățean de onoare al județului Vrancea, domnului Decebal Gabriel Bacinski, constatând următoarele. Persoane în funcție cu drept de vot, 33, din care președinte al Consiliului Județean 1, consilier județean 32. Prezenți la vot, 28, din care președinte al Consiliului Județean 1, consilier județean 27. Voturi valabile exprimate, 27. Voturi nule, 1. Domnul Decebal Gabriel Bacinski, nominalizat pentru conferirea titlului de cetățean de onoare al județului Vrancea, a obținut următoarele rezultate. Voturi pentru 22, voturi împotrivă 5. Având în vedere rezultatele obținute, Comisia de Validare declară că se conferă titlul de cetățean de onoare al județului Vrancea domnului Bacinski Decebal Gabriel cu 22 de voturi pentru, din totalul de 27 de voturi valabile exprimate. Mulțumesc, domnului președinte al Comisiei de Validare, domnilor și domnilor colegi. Revin la punctul numărul 2 al ordinii de zi, la punctul numărul 1 al ordinii de zi și vă rog să-mi permiteți să supunem votului deschis proiectul de hotărâre, inclusiv rezultatul obținut în urma scrutinului privind conferirea titlului de cetățean de onoare al domnului al județului Vrancea pentru domnul Gabriel Decebal Bacinski. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Domnul Bugoianu, vă rog să prezentați procesul verbal al Comisiei de Validare. A procedat la stabilirea rezultatului votului secret exprimat de consilierii județeni pentru conferirea titlului de cetățean de onoare al județului Vrancea post-mortem domnului Petre Ion, constatând următoarele. Persoane în funcție cu drept de vot, nominalizat pentru conferirea titlului de cetățean de onoare al județului Vrancea post-mortem, a obținut următoarele rezultate. Voturi pentru 25, vot împotrivă 1. Având în vedere rezultatele obținute, Comisia de Validare declară că se conferă titlul de cetățean de onoare al județului Vrancea post-mortem domnului Petre Ion, cu 25 de voturi pentru, din totalul de 26 voturi valabile exprimate. Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Domnul președinte al Comisiei de Validare, domnul Bugoianu. Vrancea post-mortem, domnul Robu Dumitru, constatând următoarele. 22. Prezenți la vot 28, din care președinte Consiliului Județean 1, consilier județean 26 Dumitru, nominalizat pentru conferirea titlului de cetățean de onoare al județului Vrancea post-mortem, a obținut următoarele rezultate. Voturi pentru 25, voturi împotrivă 1. Având în vedere rezultatele obținute, Comisia de Validare declară că se conferă titlul de cetățean de onoare al județului Vrancea post-mortem domnului Robu Dumitru, cu 25 de voturi pentru, din totalul de 26 voturi valabile exprimate. Privind conferirea titlului cetățean de onoare al județului Vrancea post-mortem domnului Robu Dumitru, primarul comunei Gologanu. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține. Persoane în funcție cu drept de vot 33, din care președinte Consiliului Județean 1, consilier județean 7. Voturi valabile exprimate, 26, voturi nule, 2. Domnul Ciubotaru Fănică, nominalizat pentru conferirea titlului de cetățean de onoare
a județului Vrancea post-mortem a obținut următoarele rezultate. Voturi pentru 26, împotrivă niciunul. Având în vedere rezultatele obținute, Comisia de Validare declară că se conferă titlul de cetățean de onoare al județului Vrancea post-mortem domnului Ciubotaru Fănică cu 26 de voturi pentru, din totalul de 26 voturi valabile exprimate. Toți, cu spre deosebire de liberare. Mai puțin doi, care au luat. Da, au luat vot. Și unul împotriv. Mare Dumnezeu! Având în vedere rezultatul votului secret exprimat, supun votului deschis proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al județului Vrancea, post-mortem domnului Ciubotaru Fănică, primarul comunei Dante Libes. Cine este pentru? Dacă este cineva, împotrivă. Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Voturi valabile exprimate, 26, voturi nule, 2. Domnul Aguridă Vasile, nominalizat pentru conferirea titlului de cetățean de onoare al județului Vrancea post-mortem, a obținut următoarele rezultate. Voturi pentru 25, voturi împotrivă 1. Având în vedere rezultatele obținute, Comisia de Validare declară că se conferă titlul de cetățean de onoare al județului Vrancea post-mortem domnului Aguridă Vasile cu 25 de voturi pentru, din totalul de 26 voturi valabile exprimate. Mulțumesc, domnule președinte. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Domnul și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Cea personală pentru mai binele locuitorilor județului Vrancea și a localităților în care domniile lor au fost primari. Și vreau să exprim întreaga mea recunoștință familiilor și să spun tuturor că asemenea gesturi sunt absolut normale și ele reflectă faptul că suntem oameni, faptul că ne iubim comunitatea și faptul că apreciem oamenii care au lucrat pentru oameni în slujba comunității. Rog să-mi permiteți să-i confer domnului Decebal Gabriel Barcinski titlul și brevetul de cetățean de onoare al județului Vrancea. Felicitări! Să ne spună ceva? Nu pot decât să spun că am emoții foarte mari. Nu mă așteptam la așa ceva. Țin ce să spun. Deci, am 46 de ani de când muncesc în județul Vrancea. În construcții, în proiectare, în zona de utilități publice. Cred că nu există localitate, începând de la Păjitoarea, Mihăilești, până la Orbița, în zona asta, unde să nu fi construit sau proiectat ceva împreună cu cei care au lucrat. Dar, sincer să vă spun, la așa ceva nu mă așteptam. Și din acest motiv vă mulțumesc, domnule președinte, pentru inițiativa care ați avut-o. Și în același timp vreau să mulțumesc și domnilor consilieri pentru votul care mi l-au dat astăzi. Vine o vreme când trebuie să te retragi. Încerc să mă retrag, să închei acest mandat și să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși pe stradă, să ne salutăm frumos, așa cum se cuvine între cetățenii din municipiul Focșani. Vreau să vă urez succes în alegeri și să dea Dumnezeu să fie bine. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc din suflet! Vă mulțumim din suflet pentru tot ce ați făcut împreună cu noi în municipiul Focșani și să dea Dumnezeu ca de aici înainte să facem lucruri și mai bune tot împreună, indiferent de coloratura politică
indiferent de apartenența religioasă, să știm că avem un singur gând. Ca Vrancea să devină un județ iubit, prosper și respectat. Rog să-mi pe... Da, vă evacuez din sală. Dacă nu păstrați solemnitatea acestui moment, vă evacuez din sală. Da. Vă rog să-mi permite să-l invit pe domnul Ciubotaru Dragoș, și fiul domnului primar Ciubotaru Fănică, primarul comunei Bizantelilor. Fără niciun comentariu, să declar închise lucrările ședinței de astăzi și să ne gândim încă o dată cu toții că există un Dumnezeu care ne vede pe toți. Vă mulțumesc! Răi, mincinoși și agresivi.